În aceste zile suntem împreună, experimentăm prima ediție a unui festival internațional de dans folcloric, ediție web, organizat la Pitești. Perfect. Good evening, dear lovers of traditional folk dance traditions and dances and music. Through this, we are together from all over the world. Dancers from 25 countries and 5 continents are being participating to the International Folk Dance Festival Dorin Oancea Web Edition. 25 de grupuri, ansambluri sau companii de dans de pe 5 continente au reprezentat în concurs Argentina, Republica Bashkortostan, Bulgaria, Republica Buritia, Columbia, Fiji, India, Japonia, Kazahstan, Letonia, Mexic, Nepal, Panama, Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Rusia, Singapore, Serbia, Slovacia, Corea de Sud, Turcia și Uruguay. În prima zi a festivalului, urmărită live pe platformele social media, cel mai important moment a fost omagiul adus maestrului coregraf Dorin Oancea, prin intermediul imaginilor urmat de prezentarea juriului și a participanților. A doua zi a fost cea a competiției, care a debutat cu dialogul live al moderatorilor cu membrii juriului aflați în Africa de Sud, Brazilia, Bulgaria, Guam, Lituania, Malaezia, Panama, Spania, Turcia, toți specialiști în arta dansului, profesori sau doctori în folclor. Ultima seară a fost cea a aflării câștigătorilor. Trofeele Festivalului Internațional de Dans Dorin Oancea Web Edition au fost câștigate de reprezentanții Bulgariei, Marele Premiu. Corea de Sud a luat premiul 1, Turcia premiul 2 și Rusia premiul 3. Au mai fost acordate premii speciale pentru costume, muzică, coreografie și autenticitate. O provocare, un festival tribut pe care ansamblul folcloric Dorul îl dăruiește, îl oferă memoriei celui care ne-a condus, care ne-a lăsat o moștenire extraordinară a tradiției dansului, costumului și muzicii de pe arealul Argeș și Mușel, cel care a fost inegalabilul Dorin Oancea. La o simplă invitație pe care am adresat-o colegilor noștri din Federația Internațională a Festivalurilor de Dans, am avut confirmări din peste 50 de țări. Nu am putut accepta decât anul acesta, decât 25, pentru că altfel ar fi trebuit să organizăm acest festival pe parcursul a mai multor zile și așa este destul de dificil pentru a putea să promovăm, să putem să producem tot materialul video pentru a fi difuzat pe rețelele de socializare. Este un lucru pe care nu vi-l putem descrie în cuvinte, pentru că aceasta este de fapt răsplata pe care orice artist o are. Relația sa cu publicul nu poate fi înlocuită de nicio formulă de difuzare online, de difuzare distanțată, de difuzare cu mască. Nu se poate. Relația cu publicul este ceva ce se simte de la om la om, de la inimă la inimă. Festivalul organizat de ansamblul folcloric Dorul și Dorul Art Company a fost urmărit de peste 18.000 de oameni din toată lumea, care și-au exprimat susținerea și aprecierea în cele peste 8.000 de mesaje transmise. Linkurile transmisiilor pot fi accesate în continuare pe pagina de Facebook a ansamblului Dorul, Instagram și YouTube.